Voi citi un singur verset în această seară din 2 Timotei, capitolul 1, versetul 7. 2 Timotei, capitolul 1, versetul 7. Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chipzuință. Amin. Amin. Să ocupăm locurile. Am ales în ultima vreme o serie de studii biblice, de mesaje referitoare la problemele vieții de fiecare zi, la necazuri, la suferințe, la respingeri, la... Și în seara aceasta m-am gândit să vorbesc despre frică. Acum, venind pe drum, mi-am adus aminte că înainte să se întâmple ce s-a întâmplat cu câți ani de atunci, cred că sunt destul de mulți, 7 sau 8 ani de când a trebuit să plec din Biserica Elim. Înainte de aceea am ținut o serie de predici intitulate Când vine furtuna. Și au venit. Și mă găsesc nepregătit. Și m-a luat vântul. Mă gândeam pe drum acum, Doamne Iisuse, nu cumva iară țin niște lecții din astea profetice, că vorbesc despre necazuri, despre problemele vieții, oare sunt pregătit pentru ele? Să sperăm să nu se întâmple tot la fel. Pentru că știți, noi nu predicăm numai pentru iubiți ascultători, predicăm și pentru noi, cei care venim aici la învol. Aproape toți dintre noi știm ce este frica. În lista fobiilor, a te teme de ceva înseamnă să ai o fobie. În lista aceasta a fobiilor sunt enorm de multe lucruri. Uneori mi se pare absolut caragios de ce să tem unii oameni. Știți că anii trecuți s-a făcut un sondaj în America de ce să tem americanii cel mai mult. Unul dintre lucrurile care să tem americanii cel mai mult sunt aliens. Ființe din alte planete care vin să ne invadeze. Dar câți oameni sunt, probabil atâtea și moduri de a te teme, de a ne teme, există. Unii oameni se tem de spații deschise. Se tem de vorbit un public. Se tem de mulțimi. Alții se tem de spații înguste. Unii spun că frica asta este frica ancestrală, că într-o zi o să intrăm într-un spațiu foarte îngust, într-o cutie, nu? Și o să ne pună undeva la 2 metri adâncime. Oameni care se tem să intre prin spații înguste, se tem de întuneric, de exemplu, sunt foarte mulți oameni care se tem de întuneric. Cine știe de câte lucruri ne temem noi? Unul dintre frații mei, cel mai mic, mai tânăr, cu vreo 15 ani ca mine, nu știa încă bine să vorbească și în loc să spună mi-e frică, zicea mi-e rușine. Acum, rușinea și frica sunt două lucruri foarte diferite, dar lui era rușine să meargă noaptea afară. Toți știm ce este frica. Avem fiecare dintre noi temerile noastre. Unii ne temem de oameni, de poliție, de soție, de soți, de părinți, de furtună, de paianjeni, de șoareci, nu? Șerpi. Wow! Întuneric. Cine știe? Există o teamă care ne determină la acțiuni. Sunt frici care ne determină să luăm anumite acțiuni atunci când ne este teamă. Frica de nereușită, de exemplu, ne face pe cei mai mulți să nu mai încercăm niciodată ceea ce n-am reușit. Frica de respingere, cum am discutat data trecută, joia trecută, așa, ne teamă și ne paralizează orice inițiativă. Da, dacă o să fiu respins, nu? O să mă critici, o să râdă. Lista aceasta spuneam că ar putea să continue pentru că
Câți oameni există pe fața Pământului, atâtea soiuri de frici există. Dar știți că există o frică bună? Este și frică bună. Când te temi de Dumnezeu, e un lucru extrem de bun. Când te temi de părinți, de lege, nu? Te temi să superi pe Domnul, te temi să deranjezi comunitatea. Sunt lucruri foarte pozitive. Și ar trebui să cultivăm o asemenea frică. Dar există și frica aceea rea, duhul de frică de care spunea Apostolul Pavel aici lui Timotei. Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică. Duhul acela de frică. Frica aceea care ne paralizează, ne împiedică să facem ceea ce ar trebui să facem. Practic, Apostolul Pavel îi spunea lui Timotei, vezi că Dumnezeu nu ți-a dat un duh de frică, trebuie să vestești Evanghelia. Și primul lucru cu care te confrunți atunci când te duci să vestești Evanghelia este frica. Ce o să zică? Cum o să mă primească? Nu o să mă respingă? Scopul satanei cu frica în viața noastră este un scop, aș putea spune, cu multiplu. În primul rând, trebuie să știți că satana este un maestru în folosirea fricii noastre. Se folosește de teama, de frica care există în noi. El ne împiedică să fim activi în lucrarea lui Dumnezeu. Ne împiedică să fim fericiți ca persoane. Ne împiedică să fim fericiți ca membri în familie, membri în biserică. Folosește duhul acesta de frică ca să ne facă să ne simțim mizerabili. Îngrijorarea și frica ne fac viața absolut mizerabilă. Este o istorioară foarte adevărată că prin 1916 o doamnă pe nume Kathy Green a fost numită de americani cea mai mizerabilă americană posibilă, cea mai mare mizerie din America. Când a murit în 1916, a lăsat o avere de peste 100 de milioane de dolari. Dar a trăit însă în cea mai mare și neagră mizerie, mâncând mâncare rece ca să nu cheltuiască bani pentru încălzirea ei. Când copilul ei s-a rănit la picioare datorită faptului că a mânat atât de mult să-l ducă la spital, așa, când l-a dus, când au găsit o clinică gratuită să-l vindece pe băiatul ei, era prea târziu și a trebuit să-i amputeze ambele picioare. A trăit cu frica în sân că își va pierde averea și că nu o să se poată bucura de viață. Și a murit cu 100 de milioane în bancă, trăind și mâncând mâncare rece lângă un copil fără ambele picioare. Mizeria în care te duce frica. Bine, asociați-o cu zgârcenia, cu toate celelalte, dar frica este unul dintre cauzele principale. Putem să ne temem atât de mult că ne pierdem averea sau sănătatea sau slujba, că nu ne mai putem bucura de viață. Aici vreau să vă spun că am trăit o experiență foarte ciudată, am lucrat culmea la o firmă creștină și șeful nostru avea un dar în ghilimele spus, că ne băga în cap tot timpul că o să se închidă firma, nu o să supraviețuim, nu sunt bani, nu merge treaba. Și așa am dus-o vreo 10 ani de zile. Și a fost groaznic pentru că nu am avut curajul să facem nimica. Nimeni nu avea curaj să ne cumpărăm o casă, să ne facem ceva, cumpărăm o mașină mai bună, că se desfințează și o să ajungem fără geaburi cu toții. Avea darul ăsta să bage groaza în noi. Este teribil. Nu te mai poți bucura de viață. Sunt atât de mulți oameni care se tem că se va întâmpla ceva cu căsătoria lor, nu? De aceea nici nu se apropie prea tare unul de celălalt. Nu-și construiesc o intimitate în familie, între soț și soție. Nu se bucură de copii, nu se bucură de familie, că într-o zi va veni ceva rău și va distruge familia respectivă. Satana va folosi frica să duce o viață mizerabilă.
În al doilea rând, satana ne face lipsiți de eficiență prin frică. De foarte multe ori nu împărtășim credința noastră cu alții pentru că ne este teamă. Ce o să creadă despre mine, nu? Ce o să zică vecinul dacă bat la ușă și spun și aduc o Biblie? Nu? Ce o să zică? Nu o să zică nimic rău, o să spună thank you. Okay? Dar ne este teamă de ceea ce nu știm exact ceea ce se va întâmpla. Dacă o să fiu respins, dacă mă încurc și nu spun poezia bine până la capăt, poate că nici nu o să mă asculte. O serie de scenarii le construim în mintea noastră și atunci devenim ineficienți, pentru că nu facem nimic. Cea mai sigură cale de a eșua este să nu faci nimic, să nu încerci. Apoi, satana, de foarte multe ori, ne seamănă în această frică noi să ne împiedice să nu intrăm într-o slujire creștină adevărată, să ne fie frică. Nu știu, nu cred că pot să predau la școala duminicală, nu sunt bine pregătit. Nu pot ajuta la îngrijitul copiilor, să mă duc la nursery. N-am să fiu niciodată un păstor sau un misionar sau un evanghelist bun, așa ca și cu tare sau cu tare. Frica ne blochează să nu ne specializăm în lucrarea lui Dumnezeu, ci să nu ne apucăm de lucru. Metoda pe care o folosește satana este foarte diversă. În primul rând, el apelează la eșecurile tale din trecut. Până n-ai încercat tu acum vreo 2 ani să spui lui vecinul și știi ce a urmat, nu? Și-a bătut joc de tine, s-a uitat urât la tine, a râs de tine, nu? Își va aduce aminte, satana îți va aduce aminte de eșecurile care le-ai avut. Îți va aduce aminte satana, se va folosi de păcatele tale din trecut. Păcatele tale din trecut. Păi nu știe lumea cine ești tu, nu? Stai cu minte, băiatule, lasă pe alții care n-au fost prin șanțurile prin care ai fost tu, nu? Vezi tu de treabă, nu-i de tine. Tu prea ai dus o viață mizerabilă. Se folosește de posibilitățile viitoare de a păcătui. Da, dacă o să cazi din nou, da, dacă o să te apuci din nou de prostiile de care te-ai mai apucat până acum. Stai cu minte, nu te băga. Se folosește de posibilitățile de falimentare în viitor. O să pățești din nou, iar o să pierzi, iar o să te respingă, iar o să te faci de râs, nu? Se folosește de certitudinea criticismului, criticii. Dacă este ceva sigur, orice faci vei fi criticat, asta este clar, nu? Nu scapă nimeni de treaba asta. O să te critique, nu? Păi sigur că o să te critique. N-a scăpat nimeni de critică, nu? Satana este un maestru în a ne opri și a ne lega cu frică să nu facem nimic pentru împărăția lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi avem experiențele noastre în viață. Unele sunt mai dramatice ca altele, dar diavolul le va folosi pe aceste experiențe dramatice să ne împiedice să mai încercăm altceva în viață. Ne va spune, n-ai încercat, stai cu minte, nu e de tine, ai văzut că nu e de tine. Dumnezeu însă ne dă niște daruri prin care suntem înzestrați de El să biruim frica care vine asupra noastră. Și observați din cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, dar ne-a dat un alt duh, un duh de putere, un duh de dragoste și un duh de chipzuință. Ei bine, o să urmărim aceste trei lucruri în finalul prezentării mele din această seară și să vedem care sunt și cum funcționează aceste daruri ale lui Dumnezeu care ne ajută să biruim frica.
În primul rând, Apostolul Pavel spune, noi n-am primit un duh de frică, dar am primit un duh de putere. Iată ce spune același Apostol Pavel la Filipeni 4:13. Pot totul în Hristos care mă întărește. Pot totul în Hristos care mă întărește. Pentru că puterea pe care o am în lucrarea de care mă apuc, vine de la Dumnezeu. El este sursa, energia, puterea cu care eu lucrez. Știți că pe Domnul Iisus l-au întrebat farisei cu ce putere face El ceea ce face minunile. Și Domnul s-a uitat la ei și a văzut că sunt farisei, a cunoscut bine că sunt farisei, nu? Că Domnul nu te poți ascunde și el a zis, da, am să vă spun, băieți, dacă îmi spuneți și voi un răspuns la o întrebare. Asta este o artă extraordinară, să răspunzi la întrebări cu altă întrebare. Dacă îmi spuneți cine, de unde vine botezul lui Ioan, a spus Domnul, de la oameni sau de la Dumnezeu, dacă îmi spuneți, atunci vă răspund și eu. Ăștia au început să se gândească. Mai dacă zicem că de la oameni, nu? Aici sunt o serie de adepți al lui Ioan, o să ne trag o bătaie de nu ne vedem. Mai bine zicem că nu știm. Mai bine zicem, și-au zis, nu știm. Și Domnul a spus, nici eu n-am să vă răspund la întrebarea pe care mi-a spus-o voi. Este unul dintre dialogurile foarte simpatice, așa, de la care am putea învăța o serie de lucruri în dialogurile noastre cu cei necredincioși, nu? Cu farisei din jurul nostru. Pavel spune, în tot ceea ce fac eu, pot totul, pentru că cel care mă întărește este Hristos. El mi-a dat un duh de putere și prin această putere fac tot ceea ce fac eu. Aceasta înseamnă că pot face tot ce îmi cere Dumnezeu. Aceasta înseamnă că dacă El vrea să fac ceva, voi putea face lucrul respectiv. Iată ce putere am primit eu de la Hristos. Puterea de a face ceea ce vrea El, puterea de a face voia lui Dumnezeu. Am să vă spun câteva lucruri care le-am primit odată cu puterea aceasta. Avem puterea de a fi mântuiți. Ok? Ioan 1:12 spune, dar tuturor celor ce l-au primit, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, cei care cred în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Le-a dat dreptul, le-a dat puterea aceasta să devină copii ai lui Dumnezeu. Primim putere să depunem mărturie despre Domnul, să vorbim despre El, să depunem mărturie despre Hristos. În Fapte 1:8, Cuvântul lui Dumnezeu spune așa, dar veți primi o putere când Duhul Sfânt va veni peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Am primit Duhul ăsta de putere ca să depunem mărturie despre Hristos. Apoi primim putere să fim bucuroși, să trăim o viață plină de bucurie, așa cum spunea Marius înainte. În Roman 15:13, Cuvântul lui Dumnezeu spune, Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde. Am primit această putere să fim și să ducem o viață plină de bucurie. Avem putere să devenim credincioși puternici, credincioși solizi în credința noastră. Roman 16:25. Iar aceluia care poate să vă întărească după Evanghelia mea și propovăduirea lui Iisus Hristos, potrivit cu descoperirea tainei care a fost ținută, ascunsă de veacuri. El vă poate întări, El ne întărește în credință. Și apoi primim puterea să îndurăm încercările vieții, să trecem cu bine prin încercările vieții. 2 Corinteni 12:9. Și El mi-a zis, harul meu ți este de ajuns, căci puterea mea slăbiciune este făcută desăvârșită. Dacă mă voi lăuda mai bucuros, deci mă voi lăuda mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine, spune Apostolul Pavel. Iată ce putere primim de la Domnul. Și de aceea n-ar trebui să ne fie frică deloc. Darul lui Dumnezeu este puterea sa cu care să biruim totul,
și să putem duce o viață de creștin victorios. Să nu ne fie teamă. Folosește puterea asta care ți-a dat-o Dumnezeu. Și vei fi biruitor. Dar nu numai atât, spune cuvântul lui Dumnezeu că ne-a dat un duh nu numai de putere, dar și de dragoste. Ne-a dat dragoste. La prima vedere nu prea înțelegem dragostea, cum poate ea să fie folosită împotriva fricii. Apropo, știți că opusul fricii nu este curajul? Este dragostea. Opusul fricii este dragostea. Ascultați cuvântul Domnului. În dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica. Pentru că frica are cu ea pedeapsă și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste. 1 Ioan 4,18. Opusul fricii este iubirea, nu curajul, dragostea. Dar haideți să vedem cum lucrează în viața noastră dragostea. În primul rând, dragostea pentru Dumnezeu. Cu cât îl iubim mai mult pe Dumnezeu, cu atât mai puțin ne temem de altceva. Cu atât mai puțină frică este în noi. Este o problemă de încredere. Cu cât credem că Dumnezeu ne poartă de grijă în toate lucrurile, începem să nu ne mai temem de nimic. Să nu ne mai temem de nimic. Au fost cel puțin de 3 ori în viață, și mă rog Domnului să nu mă mai lasă prin experiență din asta, dar you never know ce se întâmplă. De 3 ori în viață în care am spus, eu sunt în mâna lui Dumnezeu, I don't care de tot ce se întâmplă. Și m-am pus în mâna lui Dumnezeu și am renunțat la absolut tot. Și Dumnezeu mi-a purtat de grijă. Atunci când te bazezi pe dragostea lui Dumnezeu, El îți va purta de grijă. Știți că în casele noastre copiii noștri nu se îngrijorează de nimic? Știți de ce? Că sunt maturi? Că sunt spirituali? Că sunt profunzi? Nu! Au încredere în mama și tata. Nu? Ăștia aduc mâncare acasă, gătesc, le cumpără tot ce trebuie. Au încredere în părinți. Nu? Își iubesc părinții. Ei se încred în dragostea părinților. Știți ce spune Romani 8,28? Îl știe toată lumea, nu? Toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Când îl iubești pe Dumnezeu, toate lucrurile lucrează spre binele tău. Dragostea de Dumnezeu ne eliberează de orice frică. Am mai spus ilustrația aceasta într-un sat undeva în Europa, o unitate germană pătrusă în sat, toată lumea a fugit, s-a ascuns prin păduri, pe unde au știut, în afară de popa din sat. Un bătrân, preot. Și ăsta s-a dus la ordinele comandantului german, liniștit, senin, și ăsta s-a mirat că ăsta nu tremură, nu fuge. Și i-a zis, băi, tu știi cine sunt eu? A spus comandantul ăsta. Vezi sabia asta, te poți spinteca în câteva secunde și nici nu îți clipezi din ochi. La care popa a zis, dumneatale, știi cine sunt eu? Eu mă pot lăsa spintecat de sabia dumneatale fără să clipezi din ochi. Așa cum, care era mai tare? Ăla care spintecă sau ăla care este spintecat? Nu? Când te încrezi în Dumnezeu, atunci asta te eliberează de frică. Ești în mâna lui Dumnezeu. Oamenii pot să-ți ia tot, pot să te bage în închisoare, dar pe Dumnezeu nu ți-l pot lua niciodată din inimă. Dacă citiți istoriile unor oameni care au suferit prin pușcările comuniste, veți descoperi niște caractere absolut extraordinare. Oameni care au ieșit de acolo mai strălucitori și mai minunați decât atunci când s-au dus în pușcărie. Pentru că în închisorile acelea, în toată privațiune, în toată mizeria și suferința, Dumnezeu le-a fost aproape și au crescut în credință în condițiile acelea. Nu numai dragostea de Dumnezeu, dar dragostea de alții. Atunci când iubești oameni în general, cu cât iubim mai mult pe alții, cu atât mai puțină frică este noi de ei. Nu?
Când iubești, ascultați-mă, dacă iubești câinii, nu te mușcă, ascultă-mă bine, nu te mușcă. Dar dacă nu iubești, câinii știu treaba asta. Avea fratele meu doi câini foarte răi și eu abar n-am avut câtuși de răi câinii lui, m-am dus, m-am jucat cu câinii lui, pai, și să avea ochii așa ca cepele. Zic, ce ai făcut cu ăștia, domnule? Ce le-ai dat? E drogat. Și ăștia au mușcat pe toată lumea care au venit aici. Câinii au știut că iubeam câinii și mă purtam frumos cu ei, nu? Până și câinii știu că este asta. Oamenii nu știu, ba da. Când iubești oamenii, dragostea îți dă putere să biruiești frica de dragul altora. Dragostea de oameni ne face să îl mărturisim pe Hristos cu mai multă ardoare, pentru că vrem să-i ajutăm în nevoile în care ei se găsesc. Dar mai este ceva care îmi place foarte mult. Dumnezeu nu ne-a dat un duc de frică, ne-a dat un duc de putere, de dragoste și trei, de chibzuință. Acum, cuvântul ăsta ne creează puține probleme, pentru că în limbajul arhaic al lui Cornilescu ne face să ne gândim la gândire, la chibzui, la a planifica, a judeca, a analiza ceva. Practic, Sfânta Scriptură spune așa, Dumnezeu ne-a dat dar unei minți sănătoase, unei minți sănătoase care gândește cu înțelepciune. Cel mai des frica păgubitoare este generată de o gândire greșită. Gândești greșit. Mintea este reînnoită odată cu nașterea noastră din nou și Dumnezeu ne dă un alt mod de a gândi. Și atunci nu mai vedem lucrurile cum le vede lumea. Le vedem din perspectiva lui Dumnezeu. Există un termen foarte des folosit, mai ales în limba engleză, paradigma, este și în limba română, paradigma. Este o noțiune mai greu de explicat, dar vă dau o ilustrație ca să o înțelegeți imediat. Un pastor a urcat în tramvai și lângă el, pe scaunele din față, o familie cu niște copii mici, doi copii mici foarte, foarte răi. Au făcut atâta mizerie, inclusiv au sărit la nenea asta care era de acolo, l-au tras de păr, nu mai știa ce să facă omul și l-a condamnat în mintea lui pe tatăl ăsta care era așa de nepăsător cu băieții ăștia extrem de răi, nu? Aproape că-ți vine să iei la bătaie pe părinți, nu pe copii. Cum poți să-i lasă să facă așa? Și la un moment dat, părintele acestor copii a văzut cam ce se întâmplă și i-a spus, pastorul zice, venim de la mormântarea mamei lor. Și dintr-o dată, în mintea pastorului, a avut loc această schimbare de paradigmă. Imediat a văzut lumea complet diferit. A înțeles copiii ăștia acum de ce se poartă în halul în care se purtau. E bine, fiecare dintre noi avem nevoie câteodată de o schimbare din asta așa de paradigmă. Când noi ne întoarcem la Dumnezeu, vedem dintr-o dată lumea așa cum este ea. O vedem complet diferită de ceilalți oameni. Vedem nevoile reale ale oamenilor din jurul nostru. Nu? De aceea, în Romani 12 cu 2, Apostolul spune să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Când ai mintea schimbată, vezi altfel lucrurile. Dom'le, până atunci ai văzut, ăsta e bețiv, ăsta e curvar, ăsta e vai și amar de capul lui, este un politician corupt. Dintr-o dată vezi posibilitatea unor ființe mântuite, a unor oameni care pot să fie salvați. Frica de insucces și de dificultățile financiare
ar trebui să scăpăm din ea printr-o minte sănătoasă. Ascultați ce spune Domnul Iisus în Luca 12 cu 28. I-a văzut pe oameni cât de îngrijorați erau, cât de fricoși, ce o să se întâmple. Și atunci erau războaie, erau crize de toate felurile. Nu. Și Domnul le-a arătat crini de pe câmp și le-a spus, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este și mâine va fi aruncată în cuptor, cu cât mai mult vă va îmbrăca El pe voi, puțin credincioșilor. Uitați-vă la păsările cerului, nici nu seamănă, nici nu secere. Și Dumnezeu le poartă de grijă. Amin, glorie Domnului. Asta, știți ce înseamnă asta? Este minte sănătoasă. Amin, da. Vezi că Dumnezeu se îngrijește de tine. Amin. Țin minte că ultima dată când m-am lăsat în grijă lui Dumnezeu complet, l-am luat pe Charlie, care trăia cățelul meu în brațe, și am spus, Charlie, atâta timp cât trăiesc, să nu-ți fie teamă, că o să am grijă de tine, o să-ți dau de mâncare, și indiferent prin ce necazuri am să trec. E, dar exact în momentul ăla, parcă Duhul Sfânt mi-a spus, e, și Dumnezeu din ceruri o să aibă grijă de tine, nu? Așa cum ai tu grijă de cățelul ăsta, nu? În criza prin care treci. Asta înseamnă minte sănătoasă. Când ai o minte sănătoasă, o gândire sănătoasă, nu te mai temi de moarte. Apostolul Pavel spunea în 2 Corinteni 5 cu 8, da, suntem plini de încredere și ne place mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. Când gândești așa, nu te mai temi de moarte. Okay? Mergi să te întâlnești cu Domnul, te duci acasă la Domnul. Când ai o minte sănătoasă, luminată de Duhul lui Dumnezeu și vezi lumea prin ochii lui Dumnezeu, atunci putem să alungăm orice frică prin Cuvântul lui Dumnezeu care ne face atâtea promisiuni minunate. Alungarea fricii este o problemă de dependență de Dumnezeu în care avem încredere și pe care îl iubim și în Hristos biruim orice teamă, orice frică. Domnul să ne dea curajul să înfruntăm viața, pentru că ne-a pus Dumnezeu la dispoziție nu un duc de frică, ci un duc de putere, un duc de dragoste și un duc de chipzuință. Ne-a dat o minte sănătoasă. Haideți să mulțumim lui Dumnezeu pentru asta, ridicați cu toți în picioare. Să ne rugăm Domnul.